Mai mulți localnici au sunat la 112 pentru că nu mai suportau mirosul greu. Polițiștii care au ajuns la fața locului au dat peste cadavrul bărbatului. Bărbatul găsit mort trăia de pe o zi pe alta din mila vecinilor. Nu mai avea casă de când s-a despărțit de soție și locuia în imobilul părăsit. Mărturii spun că ultima dată a fost văzut la un bar din apropiere pe care îl frecventa adesea. Știu că era un om al străzii, muncea la un privatizat și acum câteva zile eu l-am văzut la Cârciumaci. Și nu știu cum a murit, în ce condiții. Trupul însuflețit al bărbatului a fost transportat la morga din Alexandria pentru efectuarea necropsiei, în urma căreia vor fi emise primele concluzii cu privire la cauza morții. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.